Încep să ne așezăm. Cu toții să salutăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Dragi copii, astăzi pentru noi este o zi specială. Avem oaspeți deosebiți. Invitații noștri sunt cadre didactice la Grădiniță din județul nostru și au venit pentru a vă cunoaște, pentru a constata cât de cuminți sunteți, cum vorbiți, cât de atenți sunteți și cum lucrați. Mă numesc Bianca Lucianai. Mă numesc Bianca Florin. Mă numesc Ancel Cătămar. Mă numesc Fabian Ciocan Ion. Mă numesc Iacu Carmina Maia. Mă numesc Stoica Elena Ștefania. Mă numesc Angel Elena Denisa. Mă numesc Luiza Elena Armina. Mă numesc Suba Dea Paticea. Mă numesc Mica Mălătea Mihai. Mă numesc Mălătea Georgiana. Mă numesc Lungozina Maria. Mă numesc George Popescu Nicolae. Mă numesc Ana Maria Cumpănașu. Da, prezentările au fost făcute. V-ați rugat să începem activitatea noastră prin rostirea rugăciunii Tatăl nostru. Cine dorește să rostească rugăciunea Tatăl nostru? Senuța? Tatăl nostru care ești în cer, fițați în numele tău, fie pronunțiat va, facă-ți voia ta, te pomați la cer și pe pământ, bine rostitate toate zilele, până nouă astăzi și noapte și zilele noastre, te puși în noapte pe noi ispită. Te puși în noapte, da? Ne dăm lumii, ascultă-mi tu, amin. Noastră cea de toate zile. Ce frumos ai spus tu. Scuzați deranjul. Vreau să vă spun că v-a lăsat poștașul un plic la grupă și eu l-am așezat în bibliotecă. Mulțumesc mult. Să rămân. Copii, mă dăm de bine noastră cea de toate zile. Ia să luăm noi un loc de confort aici, o să încerc. Așa mai adunați și să discutăm noi puțin care e și tu aici. Ne cerem scuze dacă stăm un pic și cu spatele la dumneavoastră. Și așezăm așa pe covorare, da? Să discutăm noi un pic de pâinea noastră cea de toate zile. Ce credeți, copii, că ar însemna pâinea noastră cea de toate zile? Nu știu cum aș putea să stau, aici, ce scuze. Da. Pâinea noastră cea de toate zile. Ce înțelegi cu șteptii lui pâinea noastră cea de toate zile? Pâinea noastră cea de toate zilele o cumpărăm de la magazin. Este pâinea pe care o cumpărăm de la magazin, da. Altcineva poate să mă-i spună? Denisa? Este pâinea care o mâncăm zilnic. Foarte bine, este pâinea pe care noi o mâncăm zilnic, ca să ne facem mari, da? Da. Da. Și unde ziceți copii că se face pâinea, se la butărie. Da, să vorbim cu mâncați. Da, la butărie. Poate vedeți, Patricia? La butărie. La butărie, da. Pâinea se face la butărie. Acolo, la butărie, aveți voi cunoștințe, vecini, prieteni, părinți care lucrează la butărie, care va din voi? Da? Sau ați văzut vreodată o butărie? Da. Da? Da. La Ștefi, tu, ce spune? Ai vecini care lucrează la butărie? Da. Da? Pe tatăl meu muncește, face pâine la frutărie. Da? Bun. Colegul m-a anunțat de un plic. Armina, adu-mi te rog din bibliotecă plicul acela, să vedem că am primit, se pare o scrisoare. Istoria adresată vouă. Și mie, bineînțeles. Vă citesc. Dragi copii, domnule educator, eu sunt bună, sunt și zână, Fărmicuța mă numesc și pe voi eu vă iubesc. Da, așa mă numesc, zâna Fărmicuța. Eu am auzit numai lucruri bune și frumoase despre voi, că sunteți cuminți, ascultători și mai ales harnici. De aceea îmi doresc foarte mult să vă cunosc. Dar sunt foarte, foarte ocupată și din această cauză v-am trimis scrisoarea și v-am mai trimis și multe imagini pe care trebuie să le citiți cu atenție. Zâna Fărmicuța mi-a trimis niște imagini
pe care noi va trebui să le citim. Iar în parte, te rog, la fiecare dintre imagine. Pe calcul. Ce imagini frumoase ne-a trimis Zâna Hărnicuță? Ia să vedem. Vreți să le citim, că spune Zâna Hărnicuță să le citim cu atenție. Da? Opreșteți și tu una. Te dai la toți, da? Și Georgiana? Ți oprești și ție una, da? Mai sunt? Dacă mai rămân, mie. Citesc și eu. Da? Odată cu voi. Ia să vedem copii, să citim noi aceste imagini, să vedem despre ce este vorba acolo. Cine vrea să-mi spună? Denisa. În această imagine văd doi copii care au venit în vizită la brutărie. Așa, deci tu ai văzut prima dată doi copii și crezi că au venit în vizită la brutărie. Da? Patricia, tu? Imaginea asta. Așa, da? Un tal pune pâinea la cuptor. Așa, foarte bine. Deci un brutar pune pâinea la cuptor. Armina, tu ce mai vrei? Eu văd în această imagine 6 pâini. Ai văzut-o acolo? 6 pâini l-ai numărat, da? Da. Păi ia să vedem. 6 sunt. Alt copil, da? Veniți, tu câte ai văzut? Un cuptor mai sunt. Așa, deci sunt două pe paletica aceea. Mai sunt 4 afară și mai sunt mai multe în cuptor. Da. Păi, Svina, tu ce ai acolo? Nu mai citești acolo. Bine, tu ai văzut numai 3 pâini, dar sunt mai multe, da? Copii, dar voi altă părere, ce credeți voi, copiii aceștia au venit în adevăr în vizită la brutărie? Cine spune? Georgiana, ce crezi tu că au făcut copiii acolo? Ce s-au dus acasă? Au venit să-l ajute pe tatăl lor. A, tu crezi că au venit să-l ajute pe tatăl lor? Observați voi, copii, acolo, dacă citim cu atenție, acel brutar, cum este îmbrăcat? Cine poate să-mi spună cu mânuța sus? Georgiana. Așa, este îmbrăcat în alb, în halat alb și bonetă pe cap. Da. Ia să vedem ce mai spune Zâna, că n-am terminat scrisoarea. Zâna Hărnicuță mai scrie aici așa că mie îmi place mult de tot pâinea și alte produse din făină, covrigi și cornuri. Ați putea voi astăzi să-i pregătiți Zânei Hărnicuța câteva pâini și câteva produse? Da! Da? Pentru aceasta, haideți să strângem imaginile frumos. Nu vă îngrămâniți toți. Și să încercăm să-i pregătim Zânei Hărnicuța câteva produse din făină. Da? Și ce e frumos, frumos. Da. Bun. Haideți să vedem aici despre ce este vorba. Da. Ia, lăsați-mă puțin să pun eu steaua aici. Aici eu am intuit că voi ar vrea să o ajutați pe Zâna Hărnicuță și am pregătit. Am adus câteva materiale. Ia să vedem. Luați loc pe aici fără să vă așezați și vă uitați să-mi spuneți ce materiale vedeți voi aici. Cine poate să-mi spună? Denisa, ce materiale sunt aici? Da? Avem... Da? Și vase. Și vase de bucătărie. Da? Mai vede cineva și altceva aici? Ia să-mi spuneți. Alin, ce mai vezi tu aici? Ce materiale mai avem de pregătire? Apă, sare. Să nu mai spunem ce s-a spus. Da? Mai avem... Aici ce sunt astea? La ce le folosim? Așa, zi, Patricia. Lopetești. Așa, ce lopetești? Ca să punem pâinea în cuptor, după ce o frământăm. Dar copii, noi o punem pâinea în cuptor, dar noi avem un asemenea cuptor? Da! Da, avem și un cuptor. Deci vom face pâine și o vom pune în cuptor. Ați zis voi, parcă Ștefania, tu ai spus că părinții tăi lucrează la brutărie. Tu ai fost vreodată acolo la brutărie și ai văzut cum lucrează părinții tăi? Da. Și ce punem noi? Punem apă. Făină? Ce mai punem înainte de făină? Mai punem ceva? Sare. Și dacă n-am pune sare, copii, ce s-ar întâmpla? Nu s-ar mai face cu ea bună? N-ar mai fi
Așa, dar să vorbim cu mulțatul, deci n-ar mai fi sărată. Păi și ce, nesărată nu putem mânca? Nu există pâine nesărată? Ba, da. Ai văzut tu, George, că există pâine nesărată? Da, ia spune. Există și pâine nesărată? Cine spune? Ania. Eu am pâinea nesărată, sunt de la oameni bolnavi. Foarte bine, da? Sunt și oameni bolnavi care nu au voie să consume sare, da? Și? Dar noi punem și sare pentru oameni sănătoși ca noi, da? Punem și drojdie, drojdie o punem ca să se facă pâinea mare, da? Bun, Cosmina, fiți cu mine, nu ne jucăm. Da? Bun. Dar copii, după coacere pâinea, în ce va trebui să o punem? Zi, Amina. Așa, deci va trebui să construim și niște lădițe. Haideți să mergem acolo la celălalt sector, să vedem dacă am putea să confecționăm și niște lădițe. Aici. Aici se fac lădițele, Carmina, da? Aici undeva confecționăm lădițe. Acestea sunt materiale necesare, confecționării lădițele, da? Vă uitați la ele, le studiați și vedeți voi cum am putea să facem lădițe. Și să mai urmărim ce mai spune Zâna Hărnicuță, că am pierdut și scrisoarea și nici n-am terminat-o. Da. Aveți dreptate, copii. Facem lădițe, dar știți ce mai spune Zâna Hărnicuță? Eu nu mănânc pâinea decât după ce o tai felii și așez feliile în coșulețe. Lăsați-le acolo, da? Deci va trebui să facem și coșulețe pentru Zâna Hărnicuță, pentru că Zâna Hărnicuță îi place să pună pâinea frumos așezată în coșulețe, da? Lăsați-le acolo și haideți să vedem și coșulețele unde facem, da? Haideți să spărim, da? Ne uităm un pic aici, la coșulețe, să vedem. Apoi va trebui să ne alegem câte un sector. Ia uitați-vă, acestea sunt coșulețele. Va trebui să le șnurui. Dar înainte de șnurui, ne uităm un pic la ele, tragem de ele. Va trebui să le colorăm. Vedeți voi, acolo sunt câteva șurubești frumoase pe ele, da? Va trebui să le colorăm frumos. Acum, dragi copii, știți ce zic eu, ce v-aș propune eu? O parte din voi să vă alegeți un sector de activitate numit prutărie, da? Aici. De vom folosi aceste materiale și vom juca jocul simbolic de a... Prutarii! De a prutarii. Astăzi vom fi prutari. Ceilalți veți face lădițe, iar o parte din voi coșulețe, da? Și liniște, toi, iei un loc, faceți echipe, stai tu cu Alin în partea cealaltă, dacă nu te înțelegi cu Fabian, și tăi George aici, dacă nu te-ai da? Lasă-l cu el acolo, da? Bun. Tu mai ales să stai? Dorin, am zis să iei un loc, vă aranjați materialele bine pregătiți, nu începeți, da? În fi bine sortați, bine pregătiți, da? La voi, coșulețele ați înțeles. După ce le colorați, vin să vă dau câteva explicații pentru șnuruire. Copii, voi ați observat când am citit imaginele acelea, nu dai? Cum sunt brutare echipați? Deci trebuie să ne echipăm. Așa, deci trebuie să ne echipăm și noi regulamentar pentru a face pâine. Eu v-am adus aici câteva halate. Da. Ia să vedem. Vino să iau. Da. Deci voi puteți să începeți să alegeți marea atenție când lucrați, iar voi colorați frumos la un lac, până ne echipăm cu tare. Da? Vedem bine, bine? Dar repede nu să ne îmbrăcăm. Facem pâinea repede. Da? Perfecțiune. Da, cursul de... Trebuie să colorați frumos.
La revinție mare atenție să le așezați cu mod cap la cap, ca să iese rășura frumoasă, că altfel fruntarii nu ne primesc la brutărie cu ele. Da? 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 Da?
Auzi,
Thank you.
Să vedem dacă
ne-au pregătit cei de la sectorul construcției, dacă ne-au pregătit lădițele, dacă avem în ce pune pâinea când se coace, iar cei de la construcții va trebui să vadă dacă avem ce pune în lădițe, da? Haideți! Deci după ce vă ștergeți pământul, v-ați venit să treceți aici pe la noi, pe la rădiță, să vedem dacă avem început în pâinea. Apoi să verificăm dacă Sâna va putea să mănânce pâinea din coșulețe. Da? Iar noi, cei de la construcții, să verificăm dacă avem început în rădiță, da? Haideți să verificați și mergeți pe la ei pe la murai. Eu îl ajut pe Lucianu, pe care se pune rădiță. Lasă-le din acolo și se vor așa, vreau să vină să vadă. O să mergi acolo la ei la pâine. Copii, după ce treceți un pic pe aici, să ne uităm pe la sectorul construcții și pe la coșulețe. Știți ce fac mutarii după ce trebuie la activitatea? Vă trebuie să le spălăm pe mânuțe. Dacă când dacă se ștege un pic, nu mai dați mânuțe la mânuțe. Da? Haideți! Da, și voi să vă uitați la avem pâine, să vă uitați la pâine, da? Da? La coșulețele? Și lădițele? Da! Acum copii frutarii, după ce au terminat activitatea, va trebui să se spere pe mânuțe. Mergeți frumos așa, în liniște, și vă spălați pe mânuțe, da? Și apoi veniți înapoi, da? Haideți să vă spun că ușor de bani. Ne mai trebuie aici. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
cufăr ca să se vadă și în spate, da? Da, nu vei. Vreți să vadă, stai cu mine. Și noi ne urmăm. V-aș ruga să urmăriți cu atenție. Acolo este un semnător. Acolo făina, înainte de a fi folosită, se cerne de eventualele impurități. Deci făina este cernută. Acolo este un malaxor, se numește, este o instalație care frământă aluatul. Părinții noștri sau tătarii de acolo nu mai frământă cum acum am frământat noi aici. Este o instalație specială. E și cantitate mare. Noi am da, avut noi am făcut mai puțin, da. Mai pentru Zâna Rănicuță și pentru noi. Da. Se pune apa, observați, sunteți acolo, șefii, atenți. Cosmina, suntem atenți acolo, lăsăm cu mine acum. Senan, te uiți acolo, că te-am și pe tine, ce vezi acolo, da? Observați cum mestecă acel malaxor, cum mestecă făina cu apă, cu drojdie și cu sare. Au fost puse acolo. Florin, te uiți tu acolo, da? Durează 40 de minute acest proces, deci frământarea aluatului durează aproximativ 40 de minute. Ceea ce vedeți aici, observați, este un cântar, sunteți atenți copii, Cosmina. Deci pâinea, aluatul se taie în bucăți și se cântărește. Pentru a nu face o pâine mai mare și una mai mică. Da? Observați? Se taie în bucăți. Au se rupe. Apoi este cântărită. Bucata respectivă. Trebuie să fie la fel. Observați dacă este mai mult, mai ia din ea. Lucian, te uite acolo, da? Da. Apoi o frământă din nou. Observați, pâinea este deocamdată rotundă. Noi ce fel de pâine am făcut, Cosmina? Tu ce fel de pâine ai făcut? Sau ai făcut copice? Pâine ai făcut foarte bine, dar de care? Rotundă sau ai făcut copii? Ai făcut o pâine rotundă, ia uite, seamănă cu aceea de acolo. Da? Bine ai fost atentă. Aș vrea să vă mai spun, știați și voi, mai sunt și pâini de alt tip, nu sunt numai rotunde, da? Acelea care le-am citit în imagine de la Zâna Hrănicuță, cum erau pâinile? Nu erau rotunde, da? Da, mătuieți, da? Franzele. Observați, uitați-vă acolo, Flori, te uiți și tu acolo la pâinea de da, au făcut foarte multe, au fost mai harde decât noi. Bine, sunt și mai mari. E mare, George, da? Toată comună. Da. Și pentru vecini. Aș vrea să fiți foarte atenți la tot procesul tehnologic.
Observați, deci pâinea nu o lasă așa. O transformă, deci eu fac franzele. Da? Dacă observați, după ce, înainte de a o pune pe acele planșete mai mari, pe cărucioarele acelea, se presară puțină făină. Pentru ce copii? De ce să credeți voi că se pune făină acolo? Armina, de ce se pune făină acolo? Ca să nu se prindă! Ca să nu se lipească foarte bine, deci ca să nu se lipească, da. Uite, vezi? Ei lucrează mai curat decât noi, de-aia este Armina. Poate și se merge la școală. Pentru că la ei vine sanepidul, la ei nu vine. La noi nu. Nu le-am spus că facem păiață. Deci da. Ei s-au jucat. Da. Sena. Cornel? Da, aici este filmată. Este... Avem chiar și unul din brutare aici. Da, părinții lucrează într-adevăr o parte din altă. Lucrează la sărterie. Dar dacă poți să părăsă, să te ciupi mai. Să vedem ce mai urmează. Da, observați copii. Pâinea acum este pusă în acele rafturi. Și o vor pune undeva la căldură, la temperatură mai mare, pentru ce? Pentru a crește, pe ca să se dospească, da? Într-un dospitor. Acelea sunt niște planșete cum le avem noi valenoase, dar sunt mult mai mari. Și sunt puse pe un cărucior. Observați, acela este un cărucior care este împins. Ia uitați-vă, vedeți? Acum pregătesc pâinea pentru a o pune în dospitor. Ia fiți atenți acum, vă rog frumos, copii, Cosmina, să fiți și tu atentă. Ia uitați-vă voi. Deci acum pâinea nu este pusă într-un cuptor, este pusă într-o încălzire numită dospitor, unde va crește, deci pâinea se va dospi. Acolo este o temperatură puțin mai mare decât la noi în cameră unde stăm. Am 42 de grade. Și dacă observați acum, a crescut față de cum au pus-o în cuptor. Este mult mai mare. Da, Flori? Ești atentă și tu acolo, uite ce mare și frumoasă e pâinea, da? Este crescută. Începe să crească și a noastră pe el. Vedem poate ce nu se face. Ia uitați-vă copii acolo. Pâinea este unsă. Este... Pune apă cu zahăr, cu peria, cu o perie, pentru a nu crăpa și pentru un aspect frumos, pentru a se rumeni. Cosmina, uite-te și tu acolo cum se pune apă cu zahăr pe pâine. Deci ar trebui să miroasea pe pâine, da? Și mie mi se pare. Acum vedem cum este pâinea mică, necrescută. Da, să facem o comparație, uitați-vă, uitați unde este pâinea. Aceasta este crescută, e necoaptă, e doar dospită. Și uitați-vă cât este mică pâinea înainte de a o pune în dospitor. Vedeți cât a crescut? Veniți-ați cu minte. Da. Da, acum pâinea este crestată, este tăiată câte un pic, pentru a nu crăpa, e controlat, deci o crăpa. Și pentru aspect, bineînțeles, pâinea este crestată. Am văzut, Denisa, că și tu ai făcut cu șupurița la pâinea ta, ai făcut unele crestături, da? Ai văzut? Sau Armina, care a făcut? Probabil ai văzut unde ai văzut pâinea că se face. La brutărie! Ai văzut la brutărie, da? Acum pâinea este pusă în cuptor. Observați, ia fiți atenți, vă rog frumos. Deci ce frumos iese afară acea planșetă și pâinea rămâne în cuptor. Sena, uite-te și tu acolo, vezi? Se coace de mată. Deci planșeta este goală, iar pâinea rămâne acolo.
Este o temperatură foarte mare acolo și coacerea nu durează decât 15 minute. E pe bar. Sunt mai multe cuptoare, uitați, ca să meargă mai repede, deci să se obțină pâine mai multă. Se pun mai multe planșete cu pâine în cuptoare, mai multe cuptoare sunt folosite. Bandă rulantă. E automat. Este o bandă rulantă automată? Este o bandă din... Uitați acolo, copii, sunteți atenți, sunt niște ceasuri acolo, dacă le observați, acolo este temperatura. Observați, deci nu trebuie să fie nicio temperatură prea mare ca să se ardă pâinea. Nu mai un pic, ne mai vedem ca să vedem și când iese pâinea. Uitați acolo undeva sunt niște lădițe pregătite, așa cum le avem și nevoie noastre pregătite. Așteptăm să punem pâinea în ele. Florin, fii și tu atent. Da, este o temperatură de 240 de grade. Temperatură foarte mare, pentru ca pâinea să se coacă repede. Dacă ar fi mult mai mare, temperatura s-ar arde, deci o temperatură potrivită pentru coacere. Fii atent, Armin, acolo. Da, deja se verifică, ia uitați-vă, deci un brutar a deschis ușa cuptorului să verifice și pâinea este coaptă și încep să scoată din ea. Fabian, fii atent și tu, da? Ia uitați-vă ce pâine frumoasă, vedeți? Este foarte frumoasă și gustoasă, suntem convinși. Este pusă în lădițe, deci în lăzi. Da, este numărată, George. Deci pâinea va fi numărată în lăzi atunci când merge la magazin. Nu mai stau atunci să le numere. Știu, în lada aceasta sunt atâtea și atâtea. Deci un număr egal în fiecare ladă cu pâine, vedeți? Se lucrează curat, igienic. Lăzile sunt curate. George, fii atent. Fabian, să mă adormi acolo. Nu mai un pic mai aveți răbdare, Denisa? Nu, Fabian, fii cu mine, da? Da. Ia uitați-vă cum o numără pâinea. La sfârșit de tot, deci când se numără, observați un brutar, îi mai dă cu peria puțin pe partea unde a stat pe cuptor, Fabian, vezi? Ești atent? Ca să se curățe eventualele impurități. Mizerie nu este acolo, dar probabil un pic de făină tot mai este artă și se curăță cu peria aceasta, vedeți? Patricia, vezi? Da. Da. Cosmina, tu unde ești? Da, nu te mai văd. Da. Filmulețul va fi pus pe educatoarea pentru puterea de a nu educatoarea pentru educatoarea pentru noi să vorbim pe scaune noi ne mulțumim domnilor pentru prezentarea făcută. Da. Haideți, poți să-ți cerăm la Brașov. Vreți să? Probabil zâna lărnicuță. Așa. Zâna lărnicuță a spus la putărie de injecția voastră. Vă ați primit la doamnă de la putărie, la putăria noastră din localitate. Haideți să-i cerăm la putărie. Haideți să-i cerăm la putărie. Da. Luați-vă pe scăunele și primiți câte colori. Ori, până se coc ale noastre, ne ucim aici. Liniște, dar nimic, poți să stai.
unde ți-ai suntem copri? În fața camerei. Da. Ia uite la tine ce copri și că plăcează. Da. Doamna Irina, o să treacă pe aici, o să vă dau și cât un copri, cu vază aici cât un copri. Da? Da. Și încă ceva aș vrea să vă mai spun, după ce terminăm. Da, dar nu am fost eu. Și că ați fost cumiți, sunt adrăniți, s-au auzit probabil că sunt undeva prin preajmă și aș oprit domnilor de la frutărie intenția voastră de... Da, ați primit-o, da? Bun. Noi mulțumim foarte mult doamne de la frutăria de la paizarea voastră. Și ne promitem că în curând îi vom vizita și poate o parte din noi vom îmbrățișa această frumoasă meserie mai târziu. Mulțumim mult de tot! Acum copii, aș vrea să vă mai spun doar două vorbe, dragi copii. Ați fost foarte cuminți astăzi, ați jucat frumos și bine. Și aș vrea să vă spun, acum este foarte târziu, nu cred că mai avem timp, dar mâine să-mi aduceți aminte să nu uităm să-i scriem o scrisoare Zânei Hărnicuța, o scrisoare de mulțumire, să-i mulțumim foarte mult Zânei Hărnicuța și poate îi invităm să vină aici să ne cunoască. Da? Sunteți de acord? Da! Vom scrie mâine o scrisoare. Acum vă luați foarte frumos covrigul, ați început să mâncați, probabil este fomiță, da? Da! Ne ridicăm frumos și așa în rând câte unul. Salutăm invitații noștri, haideți să ne ridicăm. Covricul aici, flori. Da? Și mergem afară la, probabil, pe simpăriții afară. Trebuia să ne mai spunem pe mâine, într-adevăr, la început. Dar ne-am spunat, dar vreau să spunați pe mâine, să știți. Pentru discuție să vă invităm tot în sala unde am stat, ca să stați mai comod, să nu stați aici. Mergem acolo la discuție unde am primit, ca să stăm mai lucer pentru discuție.